După o mică pauză, bun găsit la Actuală Regional, doamnelor și domnilor. Un subiect foarte interesant astăzi, o să vă placă, de aceea vă rog să rămâneți alături de noi timp de jumătate de oră pe TVR Cluj, pentru că vom dezbate și vom discuta despre eroii de altă dată și chiar eroii de astăzi. Grupul Șușman, Teodor Șușman, vorbim de ei, de eroi, de acei oameni care s-au luptat cu sistemul comunist în anii 40-50 și care trebuie și astăzi să-i comemorăm și să vorbim despre ei. Subiect interesant, spun, pentru că vorbim de reconstrucția casei Șușman, casa muzeu de care se vorbește și noi v-am prezentat ieri în jurnal acest subiect despre istoria partizanilor, dar nu vreau să vă spun tot de la început. Am trei invitați de seamă care mă vor ajuta să dezbatem acest subiect foarte important și rămâneți cu noi pentru că e interesant să știm de acești clujeni, de acești moți din Munții Apuseni foarte puternici atunci și astăzi prin memoria pe care noi le aducem de fiecare dată în față și vorbim foarte cu drag de ei, de oamenii din Răchițele, județul Cluj, Teodor Șușman și grupul de acolo. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Doamnei Emilia Șușman îi spun bună seara, strănepoata lui Teodor Șușman. Bună seara! Bună seara! Domnul Cornel Jurju, Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni. Bună seara! Bună seara! Și domnul Cosmin Budeancă, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și a exilului românesc. Bună seara! Mulțumesc că sunteți alături de noi. Așadar, pe acest subiect important, de altfel, noi în jurnal ieri am prezentat dorința dumneavoastră de a realiza un muzeu în acea zonă. Dar n-aș începe cu acest lucru, ci v-aș ruga puțin pentru telespectatori să ne spuneți ce înseamnă grupul Teodor Șușman din Răchițele, județul Cluj, care în anii 40-50 au fost extraordinari în lupta cu o putere subversivă, puterea comunistă de atunci, care știm ce a însemnat securitatea de atunci, care de altfel le-a adus și sfârșitul. Vom discuta în această emisiune ce sfârșit tragic au avut. Și aș pune această întrebare, n-aș direcționa-o către cineva anume, cine dorește să ne spună ce a însemnat acest grup atunci și ce înseamnă acum. Vă rog. Aș începe eu, vă spun bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și aș face o mică corecție. În seara aceasta vorbesc din partea Fundației Culturale Memoria și pentru a vă răspunde la întrebare cumva cu un răspuns mai generic, aș încerca să creionez puțin contextul în care acest grup a luat naștere, pentru că sunt totuși 72 de ani de atunci și foarte puțini cred că știu sau, mă rog, din cei foarte bătrâni își mai amintesc ce s-a întâmplat în acea perioadă. Vorbim de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, de instaurarea regimului comunist în România, cu falsificarea alegerilor în noiembrie 46, pentru că suntem, iată, doar la câteva zile de la o rundă de alegeri. Vorbim de prezența trupelor sovietice, alungarea regelui Mihai, epurări în armată și un val întreg de arestări căruia i-au căzut victime numeroși români de bună credință, unii care au fost implicați în perioada anterioară în partide politice, au fost angrenați în activități sociale, culturale și sigur că în poziția lor era una care nu convenea noului regim. În acest context au apărut mai multe grupuri de opozanți anticomuniști, grupul lui Teodor Șușman este unul dintre ele. Dar este cel mai vizibil din câte știm cu toții și merită să subliniem acest lucru. Este cel mai vizibil dintre toate, practic să spunem cel mai curajos și acolo există o singură femeie din acest grup. În celelalte grupuri nu prea existau femei. Vorbim despre Lucreția Jurj. Vom face apel la testamentul ei. Chiar vă voi citi sau dumneavoastră o veți face pentru ca telespectatorii să înțeleagă cu adevărat ce s-a întâmplat în acea perioadă. Vom face referire imediat. Vă rog, am punctat pentru că mi se părea esențial. O corecție, dacă îmi permite și dacă îmi permite și Cornel, a fost într-adevăr grupul lui Teodor Șușman un grup important. N-aș face ierarhizări pentru că ar fi nedrept față de alte grupuri care la rândul lor au avut o perioadă de activitate îndelungată, la fel de tragică. Însă pentru zona Munților Apuseni, într-adevăr, grupul Teodor Șușman a fost unul dintre cele mai longevive și importante care au activat în această perioadă, anii 50 și începutul anilor 60. Domnul Jurju, vă rog. Da, eu vreau să spun că
Comunismul în România a fost consecința ocupației militare sovietice și, de fapt, a fost o formă de agresiune multiplă asupra societății românești, dacă ne referim la regimul comunist. Și, sigur, în primul rând, ei, comuniștii, au încercat să elimine din societate acele persoane sau acele grupuri sociale pe care ei au identificat, să spun așa, ca și dușmani ideologici. Și în cazul zonelor rurale, a zonelor de munte, sigur că da, a început un fel de vânătoare a acelor țărani, a acelor familii care aveau un statut social, un statut economic oarecum independent, ci care aveau o influență însemnată asupra respectivelor comunități. Deci suntem de acord cu toții, domnule Giurgiu, că practic acest grup, Teodor Șușman, a fost promotorul, să zic așa, al unei atitudini anticomuniste, antitotalitare, pentru că știm că exista totalitarismul sovietic care avea o talpă serioasă la noi în țară și în timp ce vorbim, sigur, rulează și imagini extraordinare cu oameni care se perindă la acele, în acele locuri unde s-au aflat acești oameni, evident la Răchițele, județul Cluj. Vom vedea în continuare aceste imagini. Da, cu siguranță Teodor Șușman și ceilalți membri ai grupului nu și-au dorit să devină eroi. Nu și-au dorit să devină luptători anticomuniști. Ei au dorit să ducă o viață normală, așa cum credeau ei că este potrivit pentru ei. În schimb, provocarea și agresiunea a venit dinspre statul comunist, dinspre autoritățile comuniste, care taman preluaseră puterea în mod ilegal și în mod ilegitim. Și atunci, dacă vorbim de cazul grupului Șușman și de Răchițele, a fost luat în colimator Teodor Șușman, care era una dintre cele mai cunoscute figuri, dacă nu cea mai cunoscută figură în Apuseni, cel puțin dacă ne referim la spațiul cuprins între orășelele de munte Huiedin, Câmpeni, Beiuș. Biografia lui cuprindea niște momente excepționale, de o exemplaritate ieșită din comun. Printre altele, el se implicase în proprietărirea comunităților de munte românești cu pășuni, cu pădure, asta în perioada interbelică. A ajuns de două ori în audiență la treptele tronului, fiind primit el, ca țăran din Răchițele, de majestatea sa regele Ferdinand și apoi de către regele Carol al II-lea. Așa încât încă din interbelic, lumea de pe munte, din Apuseni, din acest spațiu, îl numea pe Teodor Șușman tatăl moților sau regele munților. Acest supranume sau aceste supranume evidențiază gradul de recunoaștere, de prestigiu și de influență pe care acest Teodor Șușman îl avea în comunitate și asta automat n-a fost pe placul comuniștilor. S-a încercat arestarea lui. I-au fost distruse și confiscate micile activități economice pe care el le avea în zonă, așa încât din acel moment singura lui cale a fost aceea de a merge pe direcția înfruntării cu noul regim. Numai că el n-a făcut pasul în spate, și nu a fost singur. Spinare și s-a dus pe munte. El nu a fost singur, a avut alături de ei un grup foarte puternic, din păcate, care a sfârșit tragic. Vorbim și de fiii lui, care au murit într-un mod extraordinar, chiar eroic, tragic, dar dureros. Practic au murit de vii arși, când securitatea încerca, sigur, să-i prindă, n-au reușit să-i prindă și atunci au dat foc acolo unde se aflau ei, într-un hambar. V-aș lăsa pe dumneavoastră să dezvoltați, dar vreau puțin să aducem publicului și aceste amănunte care contează, dincolo de partea istorică, care este foarte importantă. Păi sunt foarte importante și eu cred că această, nu știu dacă e termenul potrivit, această colecție de momente de un tragism extrem din activitatea acestor oameni, din activitatea acestor partizani anticomuniști, într-un fel individualizează grupul Șușman. După părerea mea, imaginea celor două cadavre carbonizate pe care
securitatea le-a scormonit la sfârșitul incendiului acelei șuri din Cătunul, Tranișul, Județul Cluj. Le-au împlântat în zăpadă și apoi le-au fotografiat. Probabil că reprezintă cea mai puternică și zguduitoare imagine a ceea ce a însemnat rezistența anticomunistă din munții României și în același timp agresivitatea și violența pe care sistemul represiv comunist a fost capabil să-l instrumenteze împotriva populației și împotriva unor oameni simpli, a unor țărani. Oare ce înseamnă pentru Emilia Șușman, v-aș ruga să aflăm cu toții și telespectatorii și dumneavoastră, domnilor invitați, pentru Emilia Șușman, strănepoata lui Teodor Șușman, care se raportează la aceste evenimente tragice doar povestindu-ne, noi ne emoționăm, dar pentru un om al familiei, ce înseamnă acest lucru? Cum te raportezi, Emilia, la aceste evenimente dureroase? Dar în același timp, noi te felicităm că faci parte dintr-o familie eroică, cum este cea a familia Șușman din Răchițele, Județul Cluj. Te rog. Vă mulțumesc și eu mă simt onorată să fac parte și să fiu succesoarea familiei, succesoarea lui Teodor Șușman, să fiu a patra generație. Eu îi port numele lui Emilian Șușman, fiul lui Teodor Șușman, pentru că el a avut trei dorințe. Să fie găsit tatăl său, pentru că el povestea mereu cu lacrimi în ochi că a fost aruncat ca un câine într-o râpă, într-o groapă. Ca acesta să fie înmormântat creștinește, pentru că acela, vă dați-mă, considera că nu este demn pentru tatăl său să fie aruncat ca un câine. Iar pe lângă acest lucru își dorea foarte tare să aibă nepoți, deoarece din perspectiva lui el considera că neamul este blestemat să rămână sterb. Lucrul acesta s-a întâmplat, din păcate, după decesul său. Emilian a murit în 1997, iar eu m-am născut în 2000, fiind primul copil al tatălui meu. Și din acest motiv mi-a pus numele Emilia, în memoria lui. Vă dați seama că sunt extrem de onorată. Eu am fost la vârsta de 3 ani pentru prima dată în Ardeal, iar de atunci am fost tot mai des, undeva la 3-4 ori pe an. Prima dată am fost găzduit de familia Bogdan, mi-am cunoscut verișorii de acolo, familia Iancu, pe Dragoș și pe Tudor, pe Darius Șușman. Și cu alte cuvinte, ții memoria vie și te bucur că faci parte dintr-o asemenea familie, aș spune, istorică. M-aș duce puțin, îți mulțumesc și vom reveni la tine, m-aș duce la domnul... Te rog. Scuzați-mă, voiam să spun și dorința testamentară a Lucreției George, dacă îmi permiteți să o citesc. Sigur. Dorința mea, după Revoluție, povestea cu ochii înlăcrimați Lucreția George, a fost să fac cunoscut cine am fost noi, cei din grupul Șușman. N-am vrut să vorbesc atâta pentru mine. Mai mult, m-am simțit obligată să fac în așa fel încât să știe lumea de Șușmani, de cei care au pierit. N-am vrut să rămână fără să se știe cine au fost, de ce au fost fugiți și ce au făcut. Suntem datori să ne amintim de ei, că, Doamne, mult au suferit. Au fost vremuri grele să fii tot timpul hăituit de securitate și să umbli cu ranița în spate după alimente, prin frig și prin ploaie. Cât de tristă este viața aia, de om hăituit, fără să fi făcut nimic. Numai că nu m-ai gândit ca ei, că dacă ai făcut ceva, ai fi zis, no, am făcut o faptă pentru care merit soarta. Te-ai fi simțit vinovat. Am greșit, am făcut, acum suport consecințele. Da, așa, pentru ce? Că n-ai gândit ca ei? Că am vrut să fim liberi? Să ne exprimăm liberi? Da, este un pasaj al testamentului de care vorbeam chiar la începutul emisiunii și bine că l-ai citit tu, mă bucur, al Lucreției Jurj. Este foarte emoționant și spune cu adevărat nedreptatea care s-a petrecut. Dincolo de această chestiune și emoțională, dar și istorică pe care am, să spunem, zugrăvit-o în fața telespectatorilor, intrăm puțin și în subiectul emisiunii noastre, vorbind la concret în ziua de astăzi, cum putem reconstrui Casa Șușman, Casa Muzeu. Și aici mă duc către specialiști, cei doi domni, Cornel Jurju și Cosmin Budeancă. V-aș ruga pe oricare dintre dumneavoastră să ne spună care sunt demersurile, ce se poate întâmpla, sprijin aveți din partea cel puțin TVR Cluj și dacă e nevoie și din partea probabil a autorităților. Spuneți-ne care sunt demersurile și cum începeți procesul acesta cât mai repede pentru a scoate în evidență această imagine a unor eroi.
de ieri și de azi. Vă rog. Înainte de a vorbi despre demersul efectiv, aș vrea să spun câteva lucruri despre importanța unui astfel de proiect, pentru că avem o problemă majoră în a identifica în zilele noastre modele. Și pentru că pomeneam mai devreme de alegeri, foarte puțină lume a ieșit din păcate la alegeri, mulți motivându-și lipsa de entuziasm sau lipsa de determinare, de spirit civic, prin aceea că n-au avut pe cine să voteze. Lipsa aceasta de modele în ultimii 30 de ani este o reminiscență, este un efect al anilor comunismului. Iar proiectul acesta de la Răchițele vine cumva să atenueze această problemă și să contribuie cumva la o pedagogie a memoriei cu care suntem datori față de cei mai tineri ca noi în primul rând și pentru cei care vor veni de acum încolo. Teodor Șușman și cei din grupul lui cu siguranță pot să reprezinte modele. Simplu fapt că există referiri la ei în cărți sau ar putea să existe pe site-uri în spațiu virtual sau în emisiuni ca aceasta, nu este suficient. E nevoie de un loc în care cei interesați să află mai multe despre ce s-a întâmplat în trecut, să poată să acest vadă, loc există? Există pe acest loc? Îl aveți? Așa, să vadă obiecte. Acest loc va exista. Acest loc sperăm să existe la Răchițele și Cornel aici asigur că poate să dea mai multe detalii vis-a-vis de ceea ce se intenționează să facem, fără ca ceea ce va spune și el sau voi spune și eu să intre cumva în această paradigmă, în această logică a vom face, pentru că doar ce s-a terminat campania electorală și pentru că discutăm despre ceea ce intenționăm să facem anul viitor, n-am vrea să părem ca niște politicieni care promitem că vom face lucruri. Nu sunteți politicieni, deci nu v-ar suspecta lumea că sunteți rău intenționați. Plus că este un proiect, să spunem, de anvergură a aducerii memoriei colective și a memoriei acestor eroi. Domnule Jurju, cum vedeți noastră realizarea acestui proiect? Cât de repede și în ce stadiu este acum? Pentru că nu este doar pe hârtie, nu? Păi, în primul rând, trebuie să fim foarte sinceri și trebuie să spun că deocamdată vorbim de o intenție, vorbim de un gând, un gând care a fost pus pe hârtie. Există un loc fizic în care noi vom încerca să amplasăm această casă muzeu, acest muzeu al memoriei. Este vorba de un teren al familiei Șușman, care se află lângă drumul județean care leagă localitatea Răchițele de Cătunul dealul Botii. Este chiar un versant de munte în apropiere de Valea Firii, de aceea proiectul nostru se și numește Versantul Partizanilor din Apuseni. Sigur, pentru ca acest proiect să prindă contur, va fi nevoie de sprijin multiplu, de care noi categoric avem nevoie, de sprijin mediatic și mulțumim foarte mult TVR Cluj, pentru că am îmbrățișat mai repede decât ne imaginam noi înșine o asemenea inițiativă, dar este nevoie de sprijin moral și aici avem deja câțiva susținători importanți în noi proiectul. Și în același timp va fi nevoie și de suport financiar. Dar cred că este foarte important să putem realiza acest proiect. Eu am aflat pentru prima dată despre faptele partizanilor din munți în urmă cu 23 de ani. În paranteză spun că împreună cu Cosmin am cunoscut-o pe Lucreția Juj, iar întâlnirea cu ea cred că amândurora ne-a marcat într-un anume fel. Chiar vreau să evocați această întâlnire, pentru că dacă am făcut apel la testamentul, care a fost unul extraordinar de emoțional, să spun așa, spuneți-ne, întâlnirea cu ea cum a fost, expresia feței, mimica, la poveștile de atunci, pentru că din testament reiese ce s-a întâmplat acolo, o grozăvie, adică o nedreptate, un masacru efectiv la adresa celor oameni. Cum a fost experiența? Vă rog să ne spuneți și partea aceasta. Bine, pe mine în acest moment, pentru că după ce am reușit, câți ani am mai trăit Lucreția, 3-4 ani,
Am reușit să o cunosc, să mă apropii de ea împreună cu Cosmin. Eu am în minte un șuvoi de amintiri. Pot doar să vă relatez o scenă. Eram în holul apartamentului ei, care se afla în spatele televiziunii Cluj, și ne relata, mie și lui Cosmin, cum a fost capturată în august 1954. În timpul nopții, intrau într-o șură din localitatea Sudrigiu, județul Bihor. Acolo era o capcană formată de o echipă de elită a securității, de bătăuși ai securității. Ei nu știau unde intră. Ea a intrat prima și a fost lovită în cap. Și povestindu-ne acea scenă, ochii erau inundați de lacrimi și obrajii la fel. Și mi-a luat mâna, că eram lângă ea, mi-a pus mâna pe craniul ei și și acum simt căldura capului Lucreției și craniul adâncit pe o suprafață de 4-5 cm pătrați, ca să zic așa. Și sigur, aș putea să relatez multe alte asemenea. Deci imaginea este una destul de dureroasă și arată cu adevărat ce s-a întâmplat acolo. Dincolo de asta, legat de proiect. Vă rog. Legat de proiect, dacă îmi permite. Vă rog. Eu, aflând ce s-a întâmplat acolo, am devenit foarte, foarte impresionat. Și nu ai cum să nu fii impresionat dacă te gândești că în anii 40-50, în satele apusenilor, în Răchițele și în alte câteva zeci de cătune de acolo, a fost atâta durere, a fost atâta suferință, s-au strâns în acei ani sute de ani de condamnări la închisoare. Acolo au curs foarte multe lacrimi și a existat vărsare de sânge. Eu cred că acele întâmplări, acele episoade, pe noi cei de astăzi, nu trebuie să ne lase indiferenți. Categoric că nu. Iertați-mă, vă întreb pentru că clar pe telespectatori nu îi lăsați indiferenți. Aș vrea să aflu dacă autoritățile vă sprijină. Ați spus că din punct de vedere mediatic sunteți susținuți. Telespectatorii cu siguranță sunt atenți la ceea ce ați spus și emoționați la toate aceste povești. Autoritățile cum vă pot sprijini? Încerc cumva să aflu dacă aveți sprijin din partea asta, dacă nu, să faceți un apel public acum ca autoritățile, cele care sunt în măsură, să vă sprijine, să dați drumul proiectului casei muzeale și să veniți cu poveștile în fața publicului. Eu sper să ne sprijine, dar și mai mult sper să nu ne încurce. Dacă mie în acest moment îmi dă emoții ceva, apoi este dosarul birocratic al acestui proiect, pe care noi totuși sper să-l putem parcurge cât mai repede, având sprijinul autorităților, probabil al Consiliului Județean, probabil și al Primăriei Mărgău, dar în primul rând al Consiliului Județean, și salut, sigur, apelul pe care dumneavoastră îl faceți către... Să mutăm puțin discuția și la domnul Budeancă, cu experiența și cu expertiza dânsului, cât de greu va fi să treacă, cum zicea domnul Jurju, acest dosar birocratic primând autorităților și să se ajungă într-un timp cât mai scurt ca să realizați ceva în sensul proiectului pe care l-ați început și care credem noi că este unul foarte corect. Simplu nu va fi și spun acest lucru cunoscând numeroase proiecte și demarate de instituții ale statului, dar și de ONG-uri care și-au propus, au avut astfel de inițiativă de memorializare a trecutului recent. Din fericire, ce am remarcat eu, proiectele demarate de ONG-uri se mișcă mult mai repede. Instituțiile statului au o anumită inerție care face ca astfel de demersuri să se blocheze sau să dureze ani de zile. Și aș da aici un exemplu la care Cornel a avut o anumită contribuție, proiectul de la Bădăcina, al Casei Memoriale Iuliu Maniu, un proiect pe care eu l-am crezut că va eșua după ce am văzut cum în ce hal arăta casa lui Iuliu Maniu, care era pe punctul de a se prăbuși, dar care este un succes. În câțiva ani de zile, părintele Cristian Borz a reușit să facă acolo ceea ce în puține locuri din țară putem vedea. Eu am acest caz în minte, în permanență, de când am discutat cu Cornel despre a demara acest proiect și sper ca proiectul nostru să fie de asemenea un exemplu de bune practici și în un termen rezonabil să putem
să invităm pe toți cei interesați la Rechițele să viziteze această casă memorială. Emilia, nu te-am uitat, te-am lăsat puțin să aștepți pentru că am fost interesat de ce ne spun cei doi domni, care este proiectul, în ce stadiu se află el și mărturiile care le-am auzit cât de dramatice au fost în experiența și în întâlnirea cu Lucreția Jurj. Spune-ne tu cât de des vii pe aceste meleaguri ale strămoșilor tăi, cum te simți aici, dacă se întâmplă ceva, dacă poți să ajuți cu ceva împreună cu familia ta și autoritățile să te sprijine efectiv pe tine, care ești direct membră a familiei Șușman. M-am simțit de onorată să fac parte din această familie și mă simt nevoită să duc mai departe numele, pentru că ne uitându-i vom dăinui. Și consider că este necesar să duc mai departe numele, să susțin acest proiect. Și de când eram mică, v-am spus să am mers cu sora mea, adică eu aveam 3 ani, sora mea mai mică avea undeva la 1 an și 6 luni. Părinții ți-au spus anumite, să spunem, povești despre ce s-a întâmplat atunci, mărturii? Da, și pe lângă părinții mei care îmi relatau, îmi povesteau diferite memorii, pe lângă ei erau multe lucruri pe care le aflam din jurul meu, de la familia Bogdan, de la Tantilina. Foarte scurt, în 20 de secunde, să ne spui o mărturie care te-a impresionat, pentru că mai avem 2 minute și rog și pe ceilalți doi invitați, într-un minut fiecare, să facă o concluzie a acestei discuții. Deci 30 de secunde ai, să ne spui o mărturie din ce ai aflat tu de la cei din jurul tău. Te rog. De Toader și Avisalon, care au fost înconjurați de 1000 de milițienii, securitate. De soldați, da. Deci sunt cei doi frați al lui Teodor Șușman, despre ei vorbești, care au fost nu capturați, ci au fost efectiv arși de vii. Exact, au fost înconjurați, iar ei, pentru că au promis tuturor că toți care o să îi vor ajuta, ei nu se vor preda niciodată. Și s-au ținut de promisiune, la fel cum și Teodor Șușman a spus că mort mă predau, altfel nu. Și nu s-au predat, au fost arși de vii. Din punctul meu de vedere, da, în urma vizionării acelei fotografii... Emilia, mulțumesc că ne presează timpul. Mulțumesc foarte mult. Îi rog pe cei doi domni, Cornel Jurju, să ne facă o concluzie în 40 de secunde despre Casa Muzeu, de ce nu istoria partizanilor, urmașii partizanilor, cum doriți noastră. Ce vreți să accentuați? Vă rog, aveți posibilitatea. A spus Cornel Jurju mai devreme foarte bine proiectul Versantul Partizanilor din Apuseni. S-a vorbit mult în această seară despre familia Șușman, dar acest proiect îi vizează, așa cum s-a spus, pe cei care au luptat împotriva comunismului în această zonă și pe cei care i-au sprijinit și care n-au fost deloc puțini, iar acești oameni din umbră, acești oameni nevăzuți, merită să fie cunoscuți în egală măsură, pentru că fără... Mulțumesc frumos, domnule Jurju, 10 secunde și pentru dumneavoastră. Da. Mie îmi pare foarte bine că la discuția asta a fost prezentă Emilia, o nepoată a familiei Șușman. Destinul ei a fost schimbat de persecuția comunistă. Ea, din văile și din pădurile Apusenilor, a ajuns pe malurile Dunării acolo. Să știți că aș mai continua. Îmi cer mii de scuze că întrerup această conversație. Îmi spun colegii că tehnic nu mai putem continua. Acest Zoom se va întrerupe de la sine. Deci îmi pare rău, trebuie să pun punct discuției. Mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și înțelegere. Mulțumim, doamnelor și domnilor, mulțumim, punem punct emisiunii actuală regional de astăzi. Mulțumindu-le invitațiilor, sper că ați înțeles ce important este această familie, acest grup de la Rechițele Cluj și să-i sprijinim cu adevărat pe acești oameni care vor să ducă acest proiect până la capăt, iar autoritățile trebuie să facă ceva în acest sens. A fost Emilia Șușman alături de noi, Cornel Jurju și Cosmin Budeancă. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la știri și la actualul regional, care sunt imediat, această emisiune este după știri. Vă aștept mâine. Cu bine!